Să o punem când terminăm de vorbit. Cui o punem? În primul rând, bine v-am găsit și vă mulțumesc că aveți răbdare să veniți la conferințe de presă consecutive. Dacă ieri am vorbit despre gunoaie și aici trebuie să spun că am uitat să amintesc reciclarea materialelor de construcții, dar voi reveni pe subiect. Astăzi subiectul este, în opinia mea, cea de-a doua urgență a Bucureștiului după problema gunoaielor și cea de-a doua urgență a Bucureștiului pentru creșterea calității vieții și reducerea poluării se numește încălzire. Încălzire locuințe și furnizare apă caldă menajeră pe timpul verii. Programul meu este, așa cum v-am mai spus, un program bazat pe obiective tehnice clare și un program 100% finanțabil din bani europeni. Este un program care a fost construit pe prioritățile de finanțare ale programului cu care doamna Ursula von der Leyen a câștigat votul pozitiv al Parlamentului, așa numitul program Green Deal. Înțelegerea sau afacerea verde se numește programul, depinde cum vrem să-l traducem. Acest program are trei obiective. Reducerea cu 40% a emisiilor de carbon sau altfel spus a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Raportat la emisiile de gaze cu efect de seră din 1990. Ca să fie foarte clar, nu raportat la emisiile de azi, ci la cele din 1990. Lucru care avantajează România și vă pot spune că atunci când s-a discutat prima dată, în 2013, în Consiliul European, am ținut foarte mult la acest 1990 și eu și premierul polonez, care atunci era Donald Tusk. De asemenea, un alt obiectiv este ca 32% din mixul energetic să fie energii regenerabile, adică energie provenită din vânt, din soare, din hidrocentrale. În momentul de față este o mare bătălie la Bruxelles legată de recunoașterea energiei nucleare ca fiind o energie curată, lucru pe care foarte multe state îl resping, lucru pe care destule state îl susțin. În orice caz, suntem în aceeași tabără cu Franța, dar nu în aceeași tabără cu Germania, ceea ce ne face viața grea. Deci, energie regenerabilă, 32% trebuie să fie din mixul energetic. Și, în sfârșit, trebuie să asigurăm creșterea cu cel puțin 32% a eficienței energetice. E, programul meu din punct de vedere al încălzirii, ca de altfel și cel care tratează problema gunoaielor, vizează exact atingerea acestor parametri în următorii ani sau în orice caz în mod obligatoriu până în 2030. Acest program Green Deal, scuzați-mă că poate sunt puțin didactic, dar sunt convins că trebuie să profit de prezența dumneavoastră, să plece informația de tip european și către români. Și de asta poate fac un preambul prea lung, dar merită făcut. Dumneavoastră veți alege ce difuzați. Acest program Green Deal are 5 direcții magistrale pe care s-au construit programele operaționale, pe care vă promit că nu le recit astăzi, că sunt multe, dar măcar direcțiile
principale ale programului, care vizează așa, o Europa mai inteligentă, o Europa ecologică, o Europa interconectată, o Europa mai socială și o Europa mai aproape de cetățeni. Astăzi ne aflăm în zona o Europa mai ecologică, ca de altfel și ieri. O să ajungem și în celelalte direcții cu prezentarea programului în alte domenii. Este clar că programul meu de furnizare a încălzirii și apei calde este un program care are ca principal obiectiv creșterea calității vieții bucureștenilor prin reducerea poluării. Aici vreau să vă dau o cifră foarte clară. Sunt studii științifice, le găsiți în materialele publicate de diverse foruri științifice, care ne arată că un tânăr în vârstă de 30 de ani, care locuiește până la sfârșitul vieții în București, fără a fi fumător, din cauza poluării are viața scurtată cu 22 de luni. După părerea mea, fiecare zi de viața unui om este importantă. Dar aminte când studiile științifice îți arată că datorită poluării bucureștenii pierd 22 de luni de viață. Ei sunt, vrând nevrând, copii adulți, bătrâni și nou-născuți, bebeluși, primesc poluarea ca și cum ar fi niște mici fumători, chiar dacă nu sunt fumători. Pierd 22 de luni de viață dacă luăm în calcul viața unui tânăr de 30 de ani, datorită poluării. Și atunci, principalul obiectiv pentru îmbunătățirea calității vieții este reducerea poluării. Și al doilea obiectiv al programului meu este creșterea calității serviciului public prestat de primărie prin RADET sau noua societate înființată către populație. Știi, îmi vine să și râd. Doamna Pirea se zbate pe la toate spitalele și vorbește de sănătate, dar uită că pentru a fi sănătoși, în primul rând, trebuie să ne spălăm. Și dacă te duci pe 13 septembrie, vei constata azi că nu-i apă. Dacă te duci în militar, parte din militar nu are apă. Dacă te duci în crângaș sau prin aviație, găsești acolo destule oaze fără apă caldă. Și atunci, doamna Firea, decât să ia testimoniale de la diversi doctori, mai bine s-ar apuca să furnizeze apă caldă și pe timp de vară bucureștenilor, că i-ar ajuta mai mult la sănătate decât vorbăria goală pe care o afișează zi de zi. De unde vor fi finanțate cele ce vă voi spune? Sunt câteva programe operaționale în care am încadrat toate proiectele. Și proiectele de astăzi vor fi finanțate din programul operațional de dezvoltare durabilă, din programul operațional de mediu, din programul operațional de dezvoltare regională și din programul de asistență tehnică. Pentru că, așa cum v-am spus, voi apela la asistență tehnică de la Comisia Europeană imediat ce eventual m-aș așeza pe scaunul de primar general. Cum reducem poluarea? Avem câteva mijloace. Voi începe cu cele relativ eficiente și voi merge până la cele mai eficiente. În primul rând, spre exemplu, priviți la cartierul aviației și cartierul Tei. Iarna primesc agent termic de la 25 de kilometri, de la CET Sud și de la CET Grozăvești. Această magistrală de 25 de kilometri are pierderi uriașe, ceea ce generează consumuri
crescute în ceturi și implicit emisie de carbon pe coșurile de ardere ale ceturilor. Aici nu am altă soluție decât investiția într-o termocentrală în cogenerare, o mică termocentrală în cogenerare, amplasată în nordul Bucureștiului, cu randament între 70 până la 75%, comparativ cu randamentul pe care l-au ceturile în momentul de față, 35-40%. Asta înseamnă o reducere la jumătate și respectă obiectivul de reducere masivă a emisiilor de carbon în atmosferă. Înseamnă o reducere cu 30-35% a consumului de combustibil pentru încălzirea cartierului aviației și a cartierului TEI. O altă soluție pe care o văd, legată tot de centrale de mare eficiență energetică amplasate pentru a deservi Bucureștiul, este pe locul fostului CET Titan. CET Titan este tăiat, vândut la pier vechi, dar i-au rămas stațiile de preluare a energiei electrice și introducere în sistemul energetic național a energiei. Deci cele două centrale termice de mare eficiență energetică ar trebui să furnizeze energie electrică în sistemul energetic național și încălzire pentru cea din nord, pentru cartierul aviației și pentru Titan. Și în rest să furnizeze energie electrică în sistemul energetic național, așa numitul SEN. De asemenea, microtermocentrala de la Titan ar putea să furnizeze agent termic în rețeaua Radet și energie termică, energie electrică în sistemul energetic național, fiind de asemenea o microtermocentrală în cogenerare. Și vă pot spune că România produce turbine în cogenerare. Deci avem o piață aici. Dacă vor putea să livreze, vor fi bineveniți. Cele două microtermocentrale vor furniza agent termic în sistemul Radetului la un preț la jumătate față de prețul la care furnizează acum ceturile, de 450 de lei pe gigacalorie. Asta datorită randamentului foarte mare în raport cu randamentul ceturilor. Un al doilea obiectiv pe care l-am este găsirea unei soluții care să nu ducă la săparea întregului oraș în vederea înlocuirii magistralei principale a Radetului, care, pentru cei care nu știu, este o magistrală inelară care are în total 935 de kilometri, magistrală telescopică, adică începe de la un diametru mare de primire a agentului termic din ceturi și pe măsură ce avansează, iar în cercul acesta se conectează cartierele pentru distribuție, diametrul se reduce. Ceea ce eu propun pentru o jumătate din București. Este o soluție pe care am discutat-o cu specialiștii, să nu credeți că peste noapte le-am învățat pe toate, dar am consultat foarte mulți specialiști care sunt preocupați de situația încălzirii și foarte mulți, foarte buni cunoscători ai Radetului, nu neapărat foști directori ai Radetului, ci energeticieni. Ce spun ei? Domnul Băsescu, hai să mergem să vă arăt că de-a lungul Dâmboviții este o casetă liberă în care se poate introduce o magistrală de 800 la 1000 de milimetri care să plece de la CET Grozăvești până la CET Sud. Asta înseamnă 12 kilometri. Și să se facă racordarea cartierelor din această magistrală. Va fi o decizie tehnică, dacă numai pe o parte sau alternativ pe o parte și pe alta. Eu cred că soluția corectă va fi să se facă
numai pe o singură parte, pentru ca valorificarea magistralei principale existente în momentul de față să se poată face pe partea cealaltă. Dar asta ar rezolva problema încălzirii cu țeavă nouă, cu o magistrală nouă de 12 km amplasată în 2 ani. Am discutat cu oameni care instalează conducta Brua, care are diametru asemănător de 800 de milimetri. Și ei montează 3-4 km pe săptămână. Aici discutăm de 12 km. 3-4 km pe săptămână. Avem specialiști în montare de magistrală. Știți ce e Brua, nu vă explic. E magistrala de gaze care aduce gaze din Azerbaijan, se bifurcă din TAP în Turcia, Trans-Adriatic Pipe. Din TAP se bifurcă, trece prin Bulgaria, România, Ungaria, Austria. De asta îi spune Brua. Bulgaria, România, Ungaria, Austria. Avem șansa uriașă să rezolvăm încălzirea la aproape jumătate din București cu o conductă nouă, în condițiile în care n-ar trebui să săpăm un metru în bulevardele Bucureștiului. De ce? Repet, pentru că există de-a lungul Dâmboviței casetă liberă pe care să tragi o magistrală cu diametru de 800 la 1000 de milimetri și pe drum sunt și stații de transformare. Deci ar fi o investiție rapidă. Ca să discutăm de prețuri, când socotim prețurile la termocentrale de mare eficiență energetică, trebuie socotit 1 milion la megawatt, deci centrala din Nord ar costa 110 milioane, centrala de la Titan ar costa 40-50 de milioane. Kilometru de conductă pentru termoficare, diametru 800 la 1000, costă 550 de mii de dolari. Asta înseamnă că ne-ar trebui pentru a trage conducta, pentru a achiziționa conducta de la CET Grozăvești la CET Sud, ne-ar trebui circa 7 milioane de euro. Punem manopera și spunem că proiectul ar costa 10 milioane de euro fără racordări. Pentru că va trebui să mergem să întâlnim racordurile existente undeva. Nu știu unde sunt, nu am o evaluare, dar putem adăuga și aici un 5 milioane de euro. Și cu asta am rezolvat încălzirea pentru o jumătate din București pe varianta unei conducte sigure pentru următorii 15 ani. Vreau să vă spun un lucru pe care îl știu de când eram primar. Coroziunea conductelor magistrale a Radetului este infinit mai mare pe zonele în care este amplasată conducta sub linia de tramvai. Foarte probabil datorită câmpului electromagnetic pe care îl creează transportul electric, este extraordinar de rapidă corodarea și abia acum ne trezim să luăm niște măsuri de diminuare a coroziunii conductelor care se află sub infrastructura tramvaiului. Deci, asta ar fi o altă soluție de eliminarea pierderilor pentru aproape o jumătate din București, de furnizarea unui serviciu de bună calitate și de reducerea consumurilor de combustibil fosil în CET-urile Grozăvești și CET Sud, pentru că ar avea comenzi mult mai mici, cantități mult mai mici, pentru că se elimină pierderile. În sfârșit, o altă soluție, mai am două și vă las. E plictisitor, niciun cancan despre politică, nimic, e enervant, dar răbdați-mă puțin. Vă las pe urmă la întrebări și faceți ce vreți. O altă soluție este cine a dat Dumnezeu. Dragii mei,
Bucureștiul e cop de soare cel puțin 8 luni din 12. Asta înseamnă că putem să asigurăm încălzirea locuințelor de la soare. Și în producție internă, Romstal produce toate categoriile de celule de captare a energiei solare pentru încălzirea locuințelor. De la celule mici, care au o putere de 900 de W și costă 2000 de lei celula, deci 900 de W înseamnă 9 becuri de 100 de W. Nu mai are nimeni becuri de 100 de W în casă, sunt becuri economice, dar vreau să vă dați seama ce înseamnă puterea unei singure celule de încălzire. Se măsoară în W și puterea calorică, de asta vă dau în W. Asta înseamnă că un apartament cu două, o garsonieră, un apartament cu două camere se poate încălzi cu o singură celulă Romstal destinată încălzirii, pe care, dacă ai norocul să ai un balcon orientat spre est, vest sau să-ți bată soarele câteva ore pe zi, ai apă clocotită 24 de ore din 24. Acest panou solar furnizează 180 de litri de apă fierbinte pe zi. Asta e capacitatea lui. Costă 2000 de lei. Panourile pentru penthouse-uri costă până la 6800 de lei și sunt formate din două baterii care pot fi montate ca și cum ar fi una singură, funcție de spațiu disponibil pe casă, în balcon sau în fața casei. Adunați hârtiile scrise. Da. Asta înseamnă că am putea să socotim la nivelul capitalei o medie de 3500 de lei pe locuință. Și am făcut și socoteala câte locuințe avem. Avem în București 109.194 de clădiri, birouri și locuințe, din care 726.987 de locuințe. Deci în aceste 109.000 clădiri sunt 726.987 de locuințe. Dacă luăm prețul mediu de 3.500 de lei pe fiecare locuință, constatăm că am avea un cost de 2,5 miliarde de lei pentru a monta la toate apartamentele o celulă de încălzire tip Romstal, de încălzire a apei calde menajere, cel puțin 8 luni pe an din 12. Asta înseamnă în euro o jumătate de miliard de euro, bani pe care îi putem finanța cu mare ușurință și din programul de mediu și din programul de dezvoltare durabilă. În sfârșit, ultima variantă, cea de-a patra măsură care trebuie luată, este una începută în București și în multe orașe din țară, dar începută pe cont propriu. În momentul de față, Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că cel mai mare furnizor de gaze cu efect de seră, de gaze eliminate de termocentrale și alte mijloace, centrale individuale și așa mai departe, este sistemul de încălzire. Sistemul de încălzire care, consumând hidrocarburi de la gaze până la combustibili lichizi, este un mare furnizor de gaze cu efect de seră,
vă pot spune cifra din documentele Uniunii Europene, 58% din gazele cu efect de seră în marile orașe sunt generate de sistemele de încălzire a apei calde și a încălzirii pe timp de iarnă. În aceste condiții, izolarea locuințelor a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană. O veți găsi în programul Green Deal al doamnei Ursula von der Leyen. Ca fiind o prioritate, izolarea locuințelor. Ce trebuie să facem? Am făcut bine ce am făcut până acum, utilizând poliester de 10 cm grosime. Însă, ultimele tehnologii ne arată că se poate face izolarea cu o creștere de eficiență energetică de încă 15% dacă folosim poliester grafitat, care are rolul de a capta și orice sclipire a soarelui din afară și în același timp nu permite ieșirea dincolo de poliester a încălzirii acumulate în casă. Acest proces de izolare a locuințelor reduce consumurile energetice ale locuinței cu cel puțin 38-40%. Deci factura va fi mai mică la încălzire dacă se folosește poliester grafitat cu circa 40%, 38-40%. Aici mi-a fost greu să fac o socoteală. Nu am avut toate elementele cu care să fac calcule. Dacă veți vedea și în program, spre exemplu, la conducta CET Sud la CET Grozăvești, n-am pus prețul, am spus nu am evaluarea. Azi o am și de asta vă comunic. Deci adaug la program ce pot să adaug. Dar aici nu am o evaluare cât ar costa. Dar România trebuie să-și facă și București, în mod deosebit, trebuie să-și facă un program de data asta direct susținut de Uniunea Europeană de izolare a locuințelor, pentru că este o prioritate a Uniunii Europene. Și să ne înțelegem foarte bine. Când vorbesc de celule de captare a energiei solare pentru încălzirea apei calde menajere, când vorbesc de izolarea locuințelor, nu mă refer numai la blocuri. Iar ca primar general vă asigur că voi scoate hotărâre de Consiliu General în care se va interzice orice construcție care nu are sistem de captare a energiei solare, ori pentru energie electrică, celule fotovoltaice, ori pentru încălzirea apei calde menajere. Deci, la fel cum în 2004 am interzis orice autorizație pe teritoriul Bucureștiului fără autorizație de construire, fără garaj de desubt, la fel a venit timpul să spunem nu poți să construiești civilizat dacă nu valorifici soarele. Acum, în evaluarea mea, eu am avut o evaluare modestă spunând că celulele fotovoltaice furnizează apă caldă și apă caldă menajeră doar 8 luni pe an. În realitate, în specificația tehnică de la Romstal, spune foarte clar că furnizează 12 luni pe an. Celulele fotovoltaice de 2000 de lei încălzesc zilnic 180 de litri de apă, între 40 la 80-90 de grade, iar cele de 6800 de lei, care sunt și mai sofisticate din punct de vedere al automatizărilor, încălzesc 300 de litri de apă zilnic. Ceea ce e apă fierbinte, o combin și cu apa rece și e mai mult decât suficient pentru a acoperi nevoile de apă caldă menajeră a unui apartament, a unei locuințe, a unei case cu 5 persoane. Cam asta a fost tema mea de astăzi. Am vrut să o explic pentru că am făcut o prezentare generală a programului, dar acum m-am hotărât să vorbesc pe fiecare segment în parte. Vă mulțumesc mult. Dacă aveți întrebări, spuneți. Să revin la
Nu, nu, stați acolo, stați acolo. Să revenim la cancan. Doamnă, nu prea sunt îmbrăcat, am venit îmbrăcat elegant, nu vedeți? Dacă nu mă înșel, dumneavoastră sunteți cel care i-a pus numele lui Nicușor Dan Plicușor Ban. Da, da. Probabil vă v-ați bazat pe ceva. Nu, circulă faptul că de multe ori utilizează procesele ca, se spune, ca să mai facă un ban pentru fundația, știu. Bun, da. Având în vedere, de aceea am zis de cancan, având în vedere scandalul care este în desfășurare, și având în vedere că niciunul dintre cei doi lideri de partide care îl susțin, mă refer la Ludovic Orban și la Dan Barna, nu spun foarte clar, chiar acum am primit reacția lui Dan Barna, Ludovic Orban spune că de vină e cine a dat înregistrarea, că nu se face, nu se dau înregistrări și nu știu ce, Dan Barna că devină. Adică nu se spune absolut nimic concret, noi mergem am până în pânzele albe cu... Da, prea cinstitul Orban, am înțeles. Dar care este, cunoscând, probabil dumneavoastră... Doamnă, eu vă spun un lucru simplu. Pentru astfel de înregistrare, nepotul meu a făcut 3 ani de închisoare. Pentru tentativă, pentru promisiune de trafic de influență. Aici discutăm de un trafic de influență direct. Da? Deci asta e părerea mea. Credeți că veți ajunge într-un final la o confruntare cu Gabriela Firea? Eu mă doresc și cu Firea și cu Nicușor. Nu, dar în final, zic, poate Nicușor... Nu știu, nu-i doresc să-i se întâmple ceva, nici n-ar trebui să se întâmple în timpul campaniei. Eu îmi doresc o confruntare în mod egal și cu Nicușor și cu doamna Firea și cu amândoi odată. Nu, dumneavoastră nu vedeți, uite, mă uit la primarii ăștia care ies de prin București, care din sectorul 1, care de la primăria capitalei, iau o singură vorbă, am cumpărat. Oameni buni, dar primarul face, am făcut, arată-mi un pasaj făcut, un pasaj subteran, un pasaj suprateran. A început pasajul Ciurel din timpul lui Videanu. L-a abandonat Oprescu, l-a reluat doamna Firea, dar când l-a finanțat, când nu l-a finanțat, n-au terminat nimic. Pasajul de la doamna Ghica. Iar o săpătură care când a fost finanțată, când n-a fost finanțată, păi dacă prioritățile au fost voturi pe banii primăriei, adică ducem pensionari în Grecia, cumpărăm ochelari, ne transformăm în doctorul națiunii, vedeți că e medic șef al Bucureștiului, punând, făcând și un lucru foarte urât, pune medicii din spitalele care țin de primărie să... îi folosește în campanie și păcat că-s dita mai doctorii se lasă folosiți în campanie de un vremelnic politician și îi pune în situații dificile în raport cu cei de la spitalele care sunt sub Ministerul Sănătății. Face un lucru foarte urât. Azi am văzut-o, ne spunea cum să, sau ieri, cum să poarte copiii măști pe linia 41, măcar se ducea Dumnezeului pe linie pe care n-a făcut-o. Că eu am făcut 120 de kilometri de linie dublă de tramvai, am modernizat-o, am pus șină sudată și suspensie elastică să nu mai facă tramvaiul zgomot dimineața. I-a mai avea de făcut 60 de kilometri. Nu s-a ocupat să termine. Uitați-vă că încă au rămas șinele de tramvai cum le-am lăsat eu. N-au, încă mai avem pe bulevard de șuvițe de-astea de șină care n-au fost înlocuite. Parcă ar fi șuvița pe care o aveam eu când mi-a luat vântul șuvița la Londra. Așa s-au răsculate pe linii. Următoarea întrebare. Da, aș vrea să revenim puțin la programul dumneavoastră, în care e foarte bun, doar că... E cel mai bun, domnul. Doar că dumneavoastră vreți să faceți pentru București, dar scăpați din vedere faptul
că România nu are un program de țară în ceea ce privește Green Deal-ul și această formă de folosire. Le recomand la toți să se uite în acest program care e făcut pe prioritățile finanțabile de Uniunea Europeană și să facă același lucru. Vreau să fim foarte clari. Acest program implică o alocare de la Uniunea Europeană de 5,8 miliarde în 4 ani. În timp ce Primăria Capitalei va pune contribuția ei de 15%, care înseamnă încă 1,03 miliarde. De ce nu-i mult? Pentru că România are alocați pentru următorii 7 ani 83 de miliarde în total. Sunt 44,5 miliarde pe bugetul Uniunii și sunt alte 33 de miliarde, 33,5 pe împrumutul pe care trebuie să-l ia Comisia începând cu 1 ianuarie. Dar socoteala este făcută în bani 2018. Prin aplicarea coeficienților pentru fiecare an cu care avansăm față de 2018, în realitate România va primi circa 85 de miliarde. Cele 5 miliarde despre care eu vorbesc, 5,8 miliarde de la Uniunea Europeană, reprezintă doar 6,3% din acești bani. În ce condiții? În condițiile în care Bucureștiul are 11% din populația României și în condițiile în care Bucureștiul furnizează 27% din produsul intern brut al României. Deci, ca și alocare, este mult sub ce ni s-ar putea aloca. Dar ca și capacitate de implementare cu ambiția ca 90% din proiectele astea să fie terminate la sfârșitul celor 4 ani, eu cred că atât putem absorbi. De asta și vorbesc, dacă vă uitați, l-am spus, una din priorități este utilizarea asistenței de la Bruxelles pentru proiectele, asistența tehnică pentru întocmirea proiectelor, eu având teama că nu o să găsesc suficient specialiști să lucreze simultan la atâtea proiecte. Vă rog. Bună ziua, domnule președinte. Vreau să vă întreb referitor la izolarea termică a blocurilor, dacă aveți cumva o estimare cam câte blocuri ar trebui să fie incluse în acest program pe care îl vedeți dumneavoastră, și dacă există posibilitatea ca în cazul în care nu obțineți finanțarea suficientă să poată oamenii nu, să... Nu, e... Deci, hai să nu plecăm de la premize false. Este program prioritar în programul Green Deal, izolarea termică a locuințelor. Deci, neobținerea finanțării este exclusă. Și atunci, sincer să fiu, nu știu câte blocuri s-au izolat până acum. Ar trebui să aflu de la primăriile de sector, dar aici va trebui să lucrăm în echipă. Fiecare să dea informația, să facem un singur proiect pentru București pe care să-l implementeze fiecare primar de sector. Dacă vreți un astfel de exemplu, este că, și găsiți în monitorul oficial, eu sunt semnatarul creditului de la Banca Europeană de Investiții, creditului de 110 milioane, pentru modernizarea a 106 școli. El a fost angajat în timpul meu, s-a organizat licitația, s-au repartizat pe contractori cele 106 școli, dar programul l-au derulat sectoarele pentru că școlile sunt la sectoare. La fel se va întâmpla și cu blocurile. Cel mai bine este să mergi cu un program mare, credibil. Nu fiecare să meargă cu programul lui. Și vom beneficia de asistența pe care chiar Comisia Europeană, bugetul Uniunii Europene ne-o pune la dispoziție, ne pune la dispoziție banii. Nu am dubii asupra realizării proiectelor, asupra finanțării proiectelor. Dacă am dubii, dubiile sunt legate de acele mărieli. Vă aduceți aminte când era vorba de pasajul Basarab? Erați în presă când eram eu primar general? Nu, atunci vă spun eu ce pățeam. De câte ori puneam în Consiliu General proiectul pasajului, mă trezeam cu o armată de oameni din Crângaș,
era condusă de un preot din Crângaș, nu știu de ce veneau cei din Crângaș, dar probabil se solidarizau și cu cei care locuiau prin blocurile de pe Banu Manta și de dincolo, de pe Genului. Și toți spuneau că o să le treacă tramvaiul și mașinile prin dormitor, prin casă. Aveau ca lider un preot care venea cu crucea în fața Consiliului și îmi spunea că nu se poate să facem proiectul ăla. Știi? De fapt, era o grupare PSD care susținea, îmi lipsea acel vot de aur ca să am două treimi să primesc aprobarea Consiliului. Și cu asta m-am luptat vreo 2 ani până mi-am terminat mandatul. Probabil că multe proiecte vor avea astfel, o să discutăm într-o zi proiectele de fluidizare a traficului. Și vă veți convinge că voi avea destui care vor veni cu crucea în mână să spună că le stric zona, dar după ce se termină lucrările, totul e bine. Referitor la capitolul alegeri, dacă vă temeți de o prezență mică la vot pe 27 septembrie? Da, există acest risc al prezenței mici și probabil dacă ați urmărit declarațiile mele, acum 6 luni spuneam să introducă și vot prin corespondență și vot electronic. De 2 luni nu mai spun de vot electronic, că nu mai este timp, dar încă spun de vot prin corespondență, ar trebui introdus. Pentru că altfel va fi o participare foarte slabă la vot. Dar chiar și așa în diaspora, spre exemplu, în afară, sunt țări care nu ne permit această procedură de vot. Ce se întâmplă în țările în care efectiv românii nu vor putea să voteze? Doamnă, românii care vor să voteze, după cum ați văzut, guvernul a prelungit cu 1 lună termenul de înscriere pe liste electorale, care ar fi expirat azi, dacă nu mă înșel. L-a prelungit cu 1 lună, exact pentru ca cei care vor să voteze, doar să se înscrie pe liste electorală. Atât au de făcut. Și pentru asta o fac pe calculator. Nu trebuie să meargă la ambasadă, nu trebuie să meargă nicăieri. Dacă nici să se înscrie pe lista electorală, care pe urmă le va da dreptul să primească plicul cu buletinul de vot acasă, în plic mai este un plic cu adresa biroului electoral central, bagă în plicul din plic buletinul de vot și îl trimit acasă. Deci au toate condițiile să voteze dacă vor. Referitor la ceea ce a anunțat astăzi Marcel Ciolacu. Parcă ce-o fi anunțat? 500 spor pentru dascăli în această perioadă, v-am să mă întreb și dacă mai permiteți o ultimă întrebare, pentru că e legat tot de Doamnă, școală. Doamnă, vă puteți da jos masca când vorbim. Pentru că e legat de școală. Gabriela Firea și Florentin Pandele, o imagine în sală, în sala de clasă alături de copii, când accesul nu este permis. Și gata, terminăm, mulțumesc. Doamnă, Miruna. Să știți că am vrut să spun, dar nu spun neam prostia. Spun lipsa de eleganță a unora se vede și în astfel de comportamente. Sigur că mulți văd primarul general și cu soț și cu tot alaiul a intrat în școală și eu nu pot intra. Au văzut mulți părinți imaginea. E la fel ca aia cu Ludovic Orban. Nu stați mai mult de 2 la un loc. Și el era cu o liotă întreagă în birou, aveau rom ceașca de cafea și pufăiau acolo fără măști, fără nimic. Deci, demagogia tipic politică. Eu v-aș mulțumi mult. În orice caz, m-a impresionat Nicușor Ban, mărește și salariile în București. Cred că mâine ne anunță că mărește și pensiile. Și cu asta vom avea un mare primar general. Da, aș vrea să fac o precizare, Cum? Aș vrea să fac o precizare, că poate nu ați înțeles și nu vreau să se înțeleagă greșit. Eu n-am zis Nicușor Dan că să rămâneți cu Gabriela Firea în sensul că nu, se întâmplă ceva. Nu, am înțeles foarte bine, doamnă. Că și sâmbătă... Rămân eu cu amândoi. Că și sâmbătă v-am întrebat dacă puneți sau luați în calcul faptul că o posibilă retragere a lui Nicușor Dan în favoarea dumneavoastră. Hai, doamnă, nu, asta e glumă, știi? V-am întrebat. Nu, e imposibilă. Nicușor Ban va merge până la capăt, până va pierde.
Pentru că, în primul rând, l-au împins să piardă șefii lui politici. Ei n-au vrut alianța cu PMP-ul și pe ce ori fi mizat? Că PMP-ul nu-și pune candidat dacă s-au purtat și urât. Ne-au anunțat când mai erau 7 zile până la depunerea listelor. Strânge semnături, aleargă, înființează liste de consilieri. Nu ne-a fost ușor, dar ne-am descurcat. Bine, eu vă mulțumesc mult. O să vă mai necăjesc. Urmează și alte subiecte. Mi-ar fi tare drag să vorbim împreună despre Spitalul European. Am văzut cum arată un spital european și despre Universitatea de Informatică și Inteligență Artificială. Nu mai e temă, dar mi-e atât de drag subiectul încât Universitatea și Sănătatea, Universitatea de Informatică Sănătatea sunt două priorități ale Uniunii Europene. De asta am și avut curaj să merg pe aceste proiecte finanțate de la Uniunea Europeană. Spre exemplu, se are în vedere crearea unei rețele universitare europene de spitale. România este favorită să fie printre primele în care se începe investiția unui spital european. Dacă vă duceți către Arcul de Triunf la Paris, înainte de Arcul de Triunf pe dreapta, o să vedeți o clădire mare pe care scrie Spitalul European Charles de Gaulle. Este un spital care primește 1000 de pacienți, un spital care are pentru 1000 de pacienți 1000 de garsoniere, un spital care are 11 etaje pe fiecare specialitate și mai are 2 etaje. Unul pentru laboratoare de cercetare și altul pentru săl de operații. Da. Acolo te duci și nu faci infecții nozocomiale, sigur. Că eu nu mai știu câți mor acum de coronavirus sau de virusul ăsta păcătos și câți de infecții nozocomiale, știi? Bine. Vă mulțumesc mult, vă doresc o seară bună. Și, indiferent cum va fi, să știți că eu sunt cel mai bun primar, dintr-un motiv simplu. La început am spus trebuie să participăm, că erau discuții, mai avem timp, nu mai avem timp, când strângem semnături, cum facem. Dar după ce m-am înscris în cursă, mi-am dat seama, de asta am și muncit la program să fac unul ancorat, credibil, realizabil. E scris de mine, să știți. Numai că am bătut la multe uși ca să iau informație corectă, tehnică. După ce m-am înscris, mi-am dat seama de un lucru. Că aș vrea să mai adaug ceva la ce a rămas de pe urma mea în cei 30 de ani de politică. Și asta ar fi o ocazie extraordinară să fac încă ceva pentru București. Și acum aș avea condiții extraordinare spre deosebire de mandatul din 2004. Atunci nu eram în Uniunea Europeană. Mă chinuiam cu aprobări de la guvern, cu aprobări de la Parlament, să-mi aprobe, să iau un credit. Cum a fost creditul pentru contoare, pentru punctele termice, pentru linia de tramvai, pentru refăcut bulevarde. Am luat credite de la BEI, dar numai eu știu cât m-am chinuit cu guvernul să-mi aprobe, să pe urmă să-l facă lege în Parlament, actul de credit, pe urmă pentru școli la fel. E, acum autonomia locală îmi dă dreptul să mă duc cu proiectul direct la cei pe care îi cunosc de la Bruxelles. Și să se obțin mult mai ușor finanțările și infinit mai mulți bani decât atunci. Atunci luai un credit de 100 de milioane, ziceai că l-ai prins pe Dumnezeu din picior. Acum bani sunt și noi luăm. Aici e problema României. Bine, vă mulțumesc mult că ați avut răbdare și astăzi și o să vă mai invit în fapt de seară, dar nu la ora 5, că e prea cald, la 6. Azi mai am o întâlnire la 6.30 și trebuie să mă duc. De asta am mutat ora și am făcut-o 17, dar obiectivul meu este să ne vedem la 18, dacă vreți și voi. Vă doresc o seară plăcută
și nu mai vine. Și oricum, indiferent cum se votează, eu sunt cel mai bun. La revedere! Și eu cu ei! Am spus că nimic! Doamna! Da, așa este, numai că... Doamnă, vă dați la o parte? Doamnă, doamnă în galben! Distanța socială, doamnă! 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 Să-ți dă le unde, vor să vă dați... La... Vor să vă dați la televizor, nu? Parcă m-a săturat să tot pupă. Să fac ca locomotiv. Stați ca nu mai puțin. O partea altă îmi poate să ducă, nu mai ceva asta. Ce anume? La... Dar cum? Dar în program n-am discutat cu... Sebe? Azi am. Am azi? De la baliera. Știți numărul oamenii? Ah, ca intermediar cu oamenii interviu, nu? Dați-mi, vă rog, un telefon. Spuneți-mi că am spus eu să treacă în program dacă n-am altceva. Da? Sunați la cabinet, că eu, așa cum am vorbit, spun da și uite. Nu, 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 nu. V-ați spus că am trecut de 65 de ani. Mai duce după asta să-i zic, doamna, aveți un spate foarte frumos. Fașizat, o mijă. Nu știu ce spune jos. Vezi, e un cadru general, vezi, ești tu. Bine, zici că-s de la țară. Tu ești. Relax, să-i direct. Așa nu-l văd pe cablul lui. Microfonul de antă și cu ce trebuie. Pe sunt cablul, da. Ce zi, Emma? Vine la voi de seara sau când? Nu, trebuia doar să intre prin telefon.